Scene de groază, băiatul smuls din brațele mamei și băgat în mașina care a plecat în trombă. A fost luat de tatălui și a fost dus acolo. La un curat al lui, la un fost cumnat al lui. Mi-a zis că se îngrijește personal de el. Și când m-am dus a doua zi să mi-l văd, deja nu mai era, copilul era deja dus în alt județ. Mama luptă ca o leoaică să-și aducă înapoi copilul. Am ajuns să nu mai pot să-l mai copilul meu nu s-a stăpânit ei pe copilul meu. Mai multe detalii despre drama tulburătoare în câteva clipe la Acces Direct. Ne-am întors, mergem mai departe. Magda spune că s-a trezit într-o situație disperată, orbit de gelozie. Iubitul ei a vrut să-i dea o lecție usturătoare. I-a luat băiețelul de lângă ea. Acum tatăl s-ar distra cu noua iubită, iar pe copil l-ar fi lăsat în grija mătușii. În direct cu noi prin Facebook este Magda, de la care aflăm toate detaliile. Bună ziua, Magda! Bună ziua! Magda, câți ani ai și unde locuiești? Am 32 de ani și locuiesc în Dragoslavele. Unde? În Dragoslavele, Valea Hotărâi. În ce județ? Județul Argeș. Județul Argeș. Magda, câți ani are copilul tău? Are 7 ani. Mulți înainte. De cât timp nu l-ai mai văzut? De 9 luni. Nu l-ai mai văzut deloc de 9 luni? Da, deloc. Dar până la vârsta aceea el a crescut cu tine? Da. Care-i povestea ta? Ai fost căsătorită cu tatăl copilului? Căsătorită legal nu, dar am trăit încă cu tine. Câți ani ați fost împreună? 10 ani. A rezultat acest copil și ce s-a întâmplat? De ce v-ați despărțit? El m-a bănuia pe mine că eu aș avea pe altcineva și... Adică din gelozie. A fost violent cu tine? A fost agresiv? Da, a fost violent, agresiv, atât pe tău cât și fizic. Și în urma, să zicem așa, despărțirii voastre, nu știu, s-a intentat un proces pentru custodia copilului? Da, s-a intentat un proces. Și ce s-a stabilit? S-a stabilit ca ambii copii să locuiască cu mine. Păi ambii, de ce? Mai ai un copil tot cu el? Da. Câți ani are? Are 6 ani. Așa de aproape unul de altul? Unul de 7, unul de 6? Da. Mm-hmm, înțeles. Și celălalt mai mic de 6 ani stă cu tine? Da. Înțeles. Ce sunt amândoi? Băieți? Nu, fată și băiat. Și care este la el? Băiatul cel mare. Băiatul. Dar câți ani aveau copiii când voi v-ați despărțit? E chiar... Până 18 august a făcut. Cât? 7 ani. Dar când v-ați despărțit, acum cât timp v-ați despărțit? Acum un an. Și ce s-a întâmplat? Spune-ne, te rog. Deci, ce s-a stabilit? S-au stabilit de comun acord sau prin instanță ca acești copii să rămână la tine? Care a fost situația? Da, prin instanță. Ne-am judecat. Am judecat la judecătoria. Te auzim cu întreruperi, din păcate. Nu înțelegem ce spui. Deci, ce s-a stabilit în urma instanței? Copiii amândoi să rămână la tine? Da, ca ambii copii să rămână la mine. Și ce s-a întâmplat după aceea? Mi s-a emis ordonanță prezidențială de 48 de ore în care să pot să merg să-mi iau copilul. Așa. Așa. Te ascultăm. Și ce ai făcut? Eu am mers acolo cu poliția din Fieni și fostul meu cumnat nu a vrut să mi-l înapoieze. Deci autoritățile au mers cu tine? Da, au mers autoritățile cu mine. Bun, ăsta e un lucru bun, că ai avut protecția lor. Dar de ce nu ai reușit să iei copilul? Fostul meu cumnat nu a vrut să mi-l dea. Dar de ce era la fostul cumnat? Unde era tatăl lui în această... Tatăl lui era deja se căsătorise, locuia la concubină care e cu ea. Și copilul îl lăsase la fratele lui? Da, și copilul lăsase la sora lui.
Dar cum de doar un copil? Stați puțin. Deci voi v-ați despărțit. Locuiați? Unde locuiați? În casa concubinului, nu? Locuia la mine. Deci el locuia la tine. Înseamnă că el a plecat după ce voi doi v-ați despărțit. Din casa ta? Da. Bun, ok. Și cum a ajuns? Dar, unul... Te rog. Copilul. Povestește-ne cum a luat copilul. L-a luat pur și simplu și a plecat. Nu mi-a mai înțeles. Păi cum a venit la tine acasă? Cum a ajuns la tine acasă? V-ați vorbit? Erau împreună atunci. Deci erați încă împreună. Da, eram împreună. A, și el când v-ați despărțit a plecat și a luat un copil. Da. Dar de ce crezi tu că l-a luat pe băiatul cel mare? Dacă n-a fost interesat să-l crească el, cel puțin din ce ne spui tu. Să nu plătească pensie. Să nu mai plătească pensie. Păi, dar oricum avea de plătit pentru fetiță. Adică... Nu, dacă era unul la un părinte și unul la un părinte... Se anulează reciproc, da. Practic. Adică, exact. Că ea ar trebui să-i plătească lui, el ar trebui să-i plătească ei. Bun, și cum a reacționat copilașul când l-a luat tatălui și a zis gata, de astăzi te muți cu mine... Și o lăsăm pe mama ta și pe sora ta aici. Nu, nicio reacție, pentru că nu a știut ce se întâmplă cu el. Am crezut că pur și simplu l-a luat și... Păi și tu cum ai reacționat când ți-a luat copilul de acasă? Ne-am certat. Mi-a zis că l-aduce înapoi. Să lucrez împreună cu sora lui și nu l-a mai adus, l-a dus în Târgoviște, în piață Dâmbovița, la o soră de-a lui acolo, unde e sora lui măritat acolo. Deci nici măcar n-a plecat în casa lui, a plecat pe la frați, pe la surori, din câte înțelegem, cu copilul. Da. Și unde a mers? În ce localitate? În Glodu. La ce distanță e de tine? La vreo 50 de kilometri. 100%. Deci a luat copilul și l-a și lăsat acolo. El s-a căsătorit. Da, e groaznic pentru acest copil, pentru că nu mai are nici mamă, nici tată în acest moment. Tu, Magda, ai reușit să câștigi în instanță, arătând, dovedind faptul că el a lăsat copilul pe mâinile rudelor lui și că el nu are grijă de copil. Da, a spus instanța că el pur și simplu l-a luat și l-a abandonat. Și cu toate astea tu ai mers când? Când ai făcut acest demers cu autoritățile și ai încercat să-ți iei copilul și nu ai reușit? Când s-a întâmplat asta? L-am făcut în tot timpul cu poliția de aici, de la noi. Când ai mers ultima oară? Acum 3 săptămâni, dacă nu mă înșel. Și ai reușit să-ți vezi? Măcar ai reușit să-ți vezi copilul, să stai de vorbă cu el? Nu, nu am reușit, pentru că l-a luat și l-a ascuns. E incredibil așa ceva, zici că e... E posibil, că noi am mai avut aici cazuri. Zici că e un obiect, l-a luat și l-a ascuns. Adică a ascuns copilul. Tu vrei să spui că acum copilul se află, în casa cumnatului? Da. Deci nici în ziua de astăzi nu este crescut de tatăl lui. Nu. Și cine se ocupă de el acolo? Merge copilașul ăsta la școală, are 7 ani... Ce se întâmplă cu el? Nu merge la școală, a rămas repetent un semestru, o să repete în septembrie când o să începe școala, o să repete iarăși clasa 1, pentru că el nu-i dă la școală nici el, nici sora lui, care se îngrijește de el. Da. Păi, dar asta e o problemă care trebuia semnalizată și de către instituțiile de acolo. De școală, de către școală, de către direcția, asistență socială, de către primărie. Faptul că acest copil nu merge la școală și faptul că rămâne repetent e o mare problemă la clasa 1, da? Tocmai de-a l-a dat instanța mamei. Păi că... și de ce nu se pune în executare? Acum nu mai este vorba despre interesul superior al copilului? Păi când se iau acești copii cu pătura în cap dimineața la 5 cu jandarmii și dubele din casa părinților lor, că n-au gresie în baie, acolo... Nu e mai pe traum, acolo nu se mai traumatizează copiii, dar unul care nu are acces la educație, care rămâne repetent și care nu este crescut de taicăsu, care că-i taicăsu, ci de sora lui taicăsu, că taicăsu are făcut viața, dar numai de-al naibii, așa a vrut să ia copilul de la mamă, ca să-i facă în ciudă, cum ar veni. L-ați mulți puțin de lângă mama un pic și de lângă ca să-i facă frate. Rău, așa, să se răzbune pe mamă. Acolo nu se mai sesizează nimeni că interesul copilului primează și că acest copil trebuie dus la școală și trebuie îngrijit de un părinte. Adică
când e pe, când se aplică legea cu interesul copilului? Că sau nu înțeleg. În funcție de ce? Sau în funcție de ce anume? Deci dacă n-au gresie, trebuie luat cu pătura în cap dimineață, da? Ca pe ultimii infractori îi iei de lângă părinți și părinții puși la podea cu cătușele la mâini. Am înțeles. Dacă nu se duc la școală, rămân repetenți și cresc niște mătuși că taică sunare grija lui, deși l-a luat de la mamă împotriva legii, da? Acolo nu are nimeni nicio treabă. Se poate. Se poate. Am înțeles. Deci, cum facem? Ca să știm și noi pe care o aplicăm. E după cum vrem sau... Pe aici putem ca să înțelegem... știm că noi trebuie să tragem niște concluzii de la legea păi asta, da? Păi da, dar putem să înțelegem. Eu am tot lucrat în DGSPC vis-a-vis de persoane cu dizabilități intelectuale, probleme sociale, da? Știți ce se întâmplă acolo? Oamenii de acolo, angajații, pentru că sunt oameni, trăiesc sub imperiul fricii. Și vă spun acum un adevăr. De ce frică? De reclamații, de șeful, de cutare, de cutare. Și atunci, ei stau așa cu dosarele, da? Și unde e clar, e clar. Acolo se semnează, gata, am făcut dosar. Unde nu e clar și e pe nisip mișcător, le lasă așa, în așteptare. Nu-și asumă, da, da, pentru că le este frică. Aia e cea mare problemă a sistemului. Ce caz atât de complicat era această speță? Păi, nu e niciun caz nu complicat. Niciun dar caz complicat. Exista o decizie a instanței? Exista care trebuia o decizie a instanței, exista o mamă care dorea să-și sigur crească copilul lângă celălalt frățior și există un tată condus de un orgoliu și aici de e problema. Un conflict da între el și fosta concubină și ce e aici? E o luptă de putere. Care da ce face? Distruge acel sufletel, acel copilaș exact care nu este interesat de el. De ce? Pentru că el nu a fost atât de important pentru nimeni. Da, da, haideți să vă spun ceva. Ce avem aici? Avem acest copil, dar poate că și acest copil a fost alienat parental și atunci când au mai încercat cei de la DGCSP să se ducă să-l întrebe ce vrei să faci, unde vrei să stai, el a fi fost învățat să spună că vrea la tată. Și atunci ei spun, păi nu-l putem lua cu arcanul, că traumatizăm copilul de 7 ani care nu vrea la mamă. Da, dar tot aceste servicii, da, asistență socială, primărie, împreună cu școala, ne interesăm și noi ce e dincolo de aspectul copilului ăsta, ce e dincolo de, cum să zic, abandonul școlar, de note proaste sau situație dezastroasă la învățătură, pentru că în spatele acestui comportament, a acestei atitudini, se întâmplă ceva cu acel copil. Pentru că eu sunt cu mătușa și cu unchiul. Cine sunt oamenii ăștia pentru mine? Da, sunt rudele mele. Dar mama de ce nu m-a vrut? Eu vreau să fiu lângă mama și frățiorul meu. Tata nu mă lasă. Adică este cumva o situație în care acest copil este prea mic să ia decizii pentru el și neputincios în același timp și atunci ce se întipărește în sufletul lui și în subconștientul lui ca să aleagă o atitudine față de viață, față de lume și față de viitor. Păi cine sunt eu? Un nimeni. Nu mă vrea nimeni. Tata m-a luat, dar m-a abandonat. M-a dat la o mătușă. Da? Mama, și mama da se luptă sau nu? Și în... poate că din cauza mea s-au certat. Asta e sentimentul da de vinovăție, exact, exact, mai mult sau mai eu puțin sunt al oricărui copil. Dar hai să facem așa.